Bine ați venit la o nouă ediție de Super Tenis. Știm deja prima semifinală în competiția feminină. Suntem extrem de aproape să o aflăm și pe prima din întrecerea masculină. Tsitsipas joacă la această oră împotriva lui Lehecka și vedem acolo cotele. Foarte mare favorit grecul să se califice mai departe în condițiile în care are 2-0 la seturi împotriva tânărului din Cehia. Tsitsipas, dacă învinge, îl va întâlni în semifinale pe Karen Khachanov. Alături de mine, Gabi Ilcu, te-ai uitat la meciuri. Spune cum ți s-a părut această noapte. Să ne concentrăm mai întâi pe competiția masculină, dacă tot am adus aminte de Tsitsipas. Da, în mod normal, Tsitsipas merge spre final, așa cum anticipam de ceva timp, de când au ieșit jucători ca Medvedev sau Nadal din turneu. Iar victoria lui Khachanov, chiar dacă nu era favorit din punct de vedere al cotelor, eu mă așteptam să se impună și a făcut-o destul de clar. Chiar și dacă nu s-ar fi accentat Sebastian Corda, eu zic că tot rusul s-ar fi impus și ar fi ajuns. Este singurul jucător care a făcut semifinale consecutive la Grand Slam. Nu a, niciunul dintre cei care a fost din ceilalți trei care a fost în semifinala de la US Open a ajuns până aici la Melbourne. Da, va mai mult, Casper Ruud eliminat extrem de rapid aici la întrecerea din Australia. Alcaraz n-a putut să evolueze. Și Tiafoe a pierdut și el cu Khachanov la finalul primei săptămâni. Tsitsipas, de cealaltă parte, iată și ea o bine meritată revanșă pentru ce s-a întâmplat la US Open, învins acolo de Daniel Galan. Vom vedea și statistica partidei dintre Khachanov și Corda. Un meci pe care îl anticipam echilibrat și așa a fost în prima lui parte. În pariurile oferite în cursul zilei de luni vorbeam despre peste 36 de game-uri, nu a fost cazul, însă n-a fost un pariu pierzător pentru că ni s-a anulat pariul, ni s-a returnat miza în condițiile în care Sebi Corda a abandonat. Însă pentru cei care ați fost inspirați și ați mers pe acea recomandare de peste 9,5 pentru Khachanov, chiar dacă partida s-a încheiat cu un abandon, pariul a fost câștigător pentru că el a reușit să servească acei ași de care a avut nevoie până la întreruperea meciului. Am văzut acolo în statistică 12 ași pentru Khachanov. Va fi o armă importantă pentru Karen în condițiile în care în toate cele 5 meciuri jucate până acum a depășit baremul de 10 ași. Și în mod normal s-ar putea să depășească și cu Tsitsipas, anticipăm deja, mergem pe ideea în care Tsitsipas e în semifinale. Va fi un meci în mod normal cu mulți ași și probabil că va fi peste 3,5 seturi în această semifinală, dar Tsitsipas rămâne mare favorit și în mod normal e clară situația, se va impune chiar dacă o face în 4 sau în 5 seturi. Khachanov până în vara trecută nu avea cine știe ce performanțe în competițiile majore. N-ajunsese în semifinale, iată semifinală US Open, semifinală acum la Australian Open și se anunță un adversar poate nu chiar de temut, însă mă aștept să-i pună probleme lui Stefanos în meciul din penultimul act. Haideți să vedem la live acum, poate găsim o cotă pentru setul 3 la Stefanos Tsitsipas. Primul act a judecat cu 6-3, al doilea la tiebreak. Aici nu cred că va mai ajunge într-un tiebreak, nu? Nu cred că va fi tiebreak aici. Să vedem. Probabil cota este destul de mică. Putem să încercăm fie sub 9,5 game-uri în ideea în care Tsitsipas va face un break în următoarele 3 game-uri de serviciu ale lui Lehecka. Sau dacă vrem neapărat, având în vedere că Tsitsipas a relaxat și în partida cu Sinner la un moment dat și a cedat controlul jocului, să ne gândim la o surpriză și să spunem de ce nu că va lua cehul setul al treilea. Asta chiar ar fi un risc minim. În prima parte a ofertei găsim set 3 total game-uri, să vedem acolo ce cote avem la această opțiune. Set era acolo cu verde puțin mai sus, set total game-uri, iată. Un sub 10,5, 1,57, mi se pare o cotă bună și se încadrează și la acel 4-6, să zicem, surprinzător, da, din partea lui Lehecka. Exact, și asta, sau dacă va ajunge Tsitsipas să aibă 5-4 și să fie o presiune pe Lehecka în momentul ăla, să servească pentru a rămâne meci. Am început așadar în forță, avem și un pariu live
Și ne vom uita cu atenție la ce se întâmplă în setul 3 din această confruntare de pe Rod Laver Arena. Mergem și la întrecerea fetelor, acolo unde am avut două partide încheiate rapid. Elena Rybakina a învins-o 6-2, 6-4 pe Elena Ostapenko. Meciul oarecum surprinzător pentru această fază, nu că am vorbit despre jucătoare care nu sunt la un nivel ridicat, însă Rybakina a produs surpriza prin victoria cu Iga Świątek, iar de cealaltă parte Ostapenko a învins-o pe Goff. Aici Rybakina avea o cotă de 1.47 la victorie și a mers pe sportiva din Kazakhstan. Campioana de la Wimbledon arată un tenis foarte bun, serviciul o ajută enorm, am putut observa și în acea statistică 11 ași pentru Rybakina. Avem un tweet pe această temă în a doua parte a emisiunii, vom vedea câți ași a reușit jucătoarea din Kazakhstan până acum. N-a greșit foarte mult Ostapenko pentru că nici nu a avut timpul necesar. Nici nu a avut timpul necesar și nici nu prea i-a dat ocazia. Rybakina, am văzut acolo și raportul la Winners, unde jucătoarea din Kazakhstan a lovit câștigător de destul de multe ori și și-a impus jocul în fața Elenei Ostapenko. Cumva se vede că Rybakina are în carieră câștigat un Grand Slam și că a ajuns la un anumit nivel încât să nu pice pur și simplu după ce obține o mare victorie, cum a fost cea cu Świątek din turul anterior. Și ne dăm seama cât de importantă e această mentalitate și această încredere oferită de un succes major. Să ne gândim că Rybakina în startul anului a participat la două turnee, a jucat trei meciuri din care a pierdut două, iar acum joacă un tenis extrem de apropiat cu ce ne-a arătat în vară la All England Club. Rybakina cu 74% puncte câștigate pe primul serviciu va fi un aspect important și în duelul următor. Acolo vom avea un duel al generațiilor, deoarece Rybakina o întâlnește pe Victoria Azarenka. Fostă dublă campioană aici, însă în urmă cu un deceniu se impunea ultima dată Vika. A dat peste o Jessica Pegula în formă, care câștigase la rând o mulțime de partide atât la United Cup cât și aici la Melbourne. Noi vorbeam în emisiunea de luni cu Dan Ștefănescu și am căzut de acord, ni se părea prea mică acea cotă de 1.38 la victorie pentru Pegula, de aceea am mers pe handicap plus 4.5 pentru Azarenka, de asemenea pentru o miză moderată noi recomandam minim un set Azarenka, ambele pariuri au fost câștigătoare. Victoria a început excelent, s-a potrivit doar pe finalul primului set, a reușit până la urmă break-ul și după aceea a controlat partida. Da, mi s-a părut un meci care a curs clar în direcția Vika Azarenka, a început tare meciul 3-0, după care a avut niște șanse importante să facă chiar 4-0 dublu break. Cumva Pegula s-a agățat de game-urile la serviciu, a tot salvat mingi de break. Mi-aduc aminte că inclusiv atunci când a revenit în setul întâi, a salvat două mingi de break. Au fost trei game-uri la rând în care Azarenka a avut două mingi consecutive de a câștiga setul. Unul pe serviciul american și apoi unul pe serviciul propriu când și-a pierdut serviciul și atunci a zis aici dacă este să se întoarcă meciul. Nu s-a întâmplat asta pentru că imediat după Azarenka s-a impus din nou la retur și a închis setul, iar în setul al doilea a fost doar pe totul a curs doar în direcția jucătoarei din Belarus, care arată că e din nou într-o mare formă, e destul de consistentă în joc și a profitat și de faptul că Pegula, care era în mare formă într-adevăr înainte de acest meci, a jucat destul de slab. Până la urmă, cred că Azarenka ok, a jucat foarte bine, dar diferența a fost făcută de jocul destul de slab al americancei. Da, până la urmă, dacă Azarenka e într-o zi bună și reușește să conducă cele mai multe schimburi de mingi prin forța execuțiilor, chiar și trecută de 30 de ani, Azarenka își poate domina mai tinerele adversare. S-a calificat în semifinale și, de ce nu, visează la un nou titlu de Mare Slam la o distanță de 10 ani de la precedentul. Pegula, de cealaltă parte, își poate pierde și locul 3 de pe podiumul mondial. Depinde foarte mult de ce face Sabalenka. Arina poate ajunge chiar pe locul 2 în lume. Dacă se califică în finală, mai are nevoie de două victorii pentru a obține această performanță.
Eu nu-i contez valoarea Jessica Pegula, însă până la urmă nu are nicio semifinală de Grand Slam, nu prea să caute pe locul al treilea în lume când n-a ajuns niciodată între ultimele patru la un turneu major. Timpul nu e trecut, însă ne-a demonstrat până acum Jessica, o jucătoare foarte constantă, care însă obține performanțe importante, după cum bine puncta Gabi, la competiții de mai mică valoare, de un nivel mai scăzut. Pegula, care a clacat și la turneul campioanelor, acolo lumea o aștepta să obțină o performanță importantă, însă n-a trecut de grupe nici la simplu, nici la dublu. Vorbim totuși despre o jucătoare care în urmă cu 2 ani, 2 ani și jumătate nu se regăsea între primele 50, dintr-o dată să ajungă în lumina reflectoarelor și să aibă această presiune asupra ei e, după cum vedem, destul de greu de manageriat. Mergem și la meciurile de mâine. Avem alte două sferturi de finală în competiția feminină. Vorbim despre partidele Pliskova-Linet și Sabalenka-Vekic, însă nu înainte să îi salutăm pe prietenii noștri de pe canalul de YouTube al Superbet România. Aici Silviu Petre ne spune un meci frumos făcut de Vika Zarenka, a mers pe ea și Rybakina a dominat-o total pe Ostapenko. Din păcate, fetele noastre, deja și noi le considerăm cumva noastre, Gabi Ruse și Marta Costiuc, n-au putut juca azi noapte pentru că ploaia nu le-a permis să evolueze în sferturile de finală la dublu. Vom vorbi și despre dublu, așteptăm în continuare comentariile voastre și de fiecare dată când vom avea ocazia le vom da citire. Gabi, Pliskova-Linet, un meci pe care, după cum spuneam, mie mi-e greu să-l iau de undeva. Ambele au foarte multe argumente pentru a se califica în semifinale. Da, și mie, în mod normal, Pliskova este favorită așa cum o indică și cotele și cred că ar fi mai firească o victorie a Carolinei Pliskova în fața Magdei Linet decât ar fi fost o victorie a lui Caroline Garcia, chiar dacă franțuzoaica stă mai bine în momentul de față atât în clasament cât și în formă, zice că de o jumătate de an sau poate chiar mai bine, Garcia joacă din nou la un nivel foarte înalt și ne așteptam să o vedem din nou într-o fază finală la un Grand Slam. N-a fost cazul pentru că am învins-o Magda Linet, însă până la urmă n-am învins-o jucătoare ca Swiatek, poate nici ca Cori Gauff, să zic așa, câștigat în fața lui Caroline Garcia. Anterior a mai făcut o mică surpriză învingând-o pe Annette Contaveit, însă Pliskova, fost lider mondial, pare să fie din nou la acel, pare să-și fi găsit acel joc necesar astfel încât să ajungă cel puțin până într-o finală de Grand Slam și da, pleacă în mod cert cu prima șansă aici, însă este imprevizibil. Dacă nu ar fi fost și acel meci din finalul sezonului trecut când Magda Linet a învins-o la Billie Jean King Cup pe Carolina Pliskova, poate aș fi văzut-o și mai clar favorită pe Carolina Pliskova, dar am mai spus-o și în alte ediții în timpul acestui turneu. Sunt anumite meciuri pe care le vezi cumva, să zicem, clare în direcția unei anumite jucătoare. O vezi pe una dintre ele mare favorită, însă mai ales cum se joacă noaptea și uneori nu stai să te uiți la toate meciurile, te trezești dimineața și vezi acolo un 6-4-6-2 pentru outsiderul acelui meci. Iar Pliskova-Linet pare să fie și acest gen de meci unde se poate întâmpla și un astfel de rezultat, cum ar fi celul amintit anterior. Și în afara celor menționate de Gabi, putem vedea acolo în prezentarea partidei scorul evident favorabil pentru Pliskova la meciurile directe. Număr de seturi pierdute, până acum Linet a cedat un singur set și Pliskova a avut victorii pe linie cu 2-0. Să nu uităm în nivelul de încredere pe care îl are Linet după ce a eliminat trei jucătoare cotate cap de serie. Le aminteam acolo pe Contaveit, Alexandrova și Garcia. Hai să vedem câteva pariuri pentru acest meci. Ce am putea recomanda din bogata ofertă Superbet? Mergem mai întâi în partea de jos la procentaj serviciu, puncte câștigate pe primul serviciu de Carolina Pliskova. Această armă a fost la înălțime pentru Pliskova. Și cred că trăiri intense pentru prima dată Magda în această postură, mă aștept să nu servească la fel de bine, de aceea aș fi curios să văd ce cotă există puțin mai jos la numărul de break-uri realizate de Carolina Pliskova.
Iată, aș merge pe 4 break-uri, peste 3,5-1,75, în condițiile în care meciul s-ar putea să ajungă și în decisiv. Și atunci 4 break-uri ar putea să apară fără mari bătăi de cap pentru fosta ocupantă a locului întâi în lume. Da, într-adevăr, probabil că vor fi suficiente break-uri în această partidă. Mă aștept inclusiv la Plișcova să aibă anumite game-uri, la Plișcova să aibă anumite game-uri în care să nu intre prima minge și atunci să fie vulnerabil în game-urile de serviciu și să-și piardă și ea serviciu. Nu înseamnă că dacă Plișcova va face 4 break-uri va și câștiga automat partida, mai ales că ai spus și tu, se poate ajunge și în decisiv și atunci 4 break-uri într-un meci de 3 seturi chiar nu înseamnă mare lucru la fete. Sabalenka Vekic e celălalt sfert de finală. Acum favorită la nivelul cotelor este Arina. Deși adversara ei o domină la capitolul întâlniri directe, vedem e 5-1 pentru Donna Vekic, care are deja 9 partide câștigate în acest an. De cealaltă parte, Arina Sabalenka, victorii pe linie și am văzut într-una din emisiunile precedente în rubrica Not Too Bad, cum Sabalenka a început pentru prima dată în carieră cu 8 victorii un sezon. Această statistică e valabilă încă din perioada ITF. Nici atunci nu a avut un început de an atât de bun. Dacă până la urmă lumea merge pe ideea Sabalenka e favorită la câștigarea turneului, e automat de înțeles cota mică pe care o are și la victorie. Totuși, s-ar putea să aibă un meci mult mai complicat decât o arată acel 1-28. Da, înțeleg de ce v-a văzut favorită Arina Sabalenka, dar nu sunt atât de sigur pe mine să merg pe ideea în care va și câștiga turneul sau chiar și dacă va câștiga chiar și în cazul acestui meci. Nu o văd chiar atât de clar favorită, pentru că ne aducem aminte de ceea ce a făcut Arina Sabalenka în trecut și nu a arătat niciodată o consistență atât de mare încât să câștigi atât de multe meciuri consecutive. A venit într-o formă foarte bună aici la Melbourne, a arătat bine în primele meciuri din turneu, dar până la urmă aștept să aibă și momente mai grele. Mi-aduc aminte și la US Open când a jucat bine, acolo a jucat cu Iga Świątek, a fost aproape să o învingă pe poloneză, dar până la urmă a pierdut. De aceea deja vin meciuri grele pentru Arina și mă aștept să aibă și momente de cădere. Poate peste unele va reuși să treacă și să câștige meciurile, dar în mod cert nu mă aștept să mai câștige la fel de clar ca până acum. Eu am spus și într-un anterior că mă gândesc că îi va lua un set Bencic, nu i-a luat. Acum mă aștept de la Donna Vekic să facă ceva în sensul acesta. Donna Vekic, care a servit bine, a avut 7 ași în partida precedentă cu Fructvirtova, însă și riscă destul de mult pe serviciu, are și un număr destul de mare de duble greșeli. Vom recomanda vreo 2 pariuri și pe acest sfert de finală. Mai întâi un handicap în favoarea Donei Vekic, să vedem ce cote sunt acolo la plus 4,5 sau plus 5,5 pentru jucătoarea din Croația. Iată, 5,5, 1,65 mi se pare o cotă foarte bună, chiar și în eventualitatea unui succes al Arinei Sabalenka, 6-3, 6-4, această cotă este câștigătoare. Și legat de duble, am văzut un 4,5 duble peste pentru Donna Vekic. Dacă nu va fi un meci scurt, e foarte posibil ca Vekic să comită aceste duble, deoarece pe Arina n-aș mai merge, ne-am cam ars. Poate tocmai din cauza asta mă gândeam și la Arina. Am văzut că are un premiu de 5,5, dacă țin bine minte, când m-am uitat peste ofertă. Dar poate ar fi momentul să înceapă să facă așa anumite duble greșeli, pentru că în momentul în care o să simtă că nu merg lucrurile în direcția ei tot timpul așa cum s-a întâmplat până acum în turneu, am și spus-o, mă aștept la un moment dat să vină și astfel de momente grele, s-ar putea că atunci și serviciul să o lase pe Arina, intrată în panică, dacă nu intră prima minge să forțeze eventual și serviciul al doilea și atunci să apară și dublele obișnuite în jocul ei. Mergem așadar și pe peste total duble greșeli, nu mergem doar pe Arina Sabalenka, iată, 10,5, dacă vine și Arina cu vreo 5-6 ale ei, se transformă acel pariu într-unul câștigător, o cotă de 2,05, s-ar putea să o vedem pe Vekic cu vreo 6-7, astfel că totalul e unul care ar putea fi atins. Depinde foarte mult, vă spuneam, de ce face Arina Sabalenka. În partida precedentă cu Bencic a avut doar 4, însă adversara a avut 8. Să ținem cont și de acest lucru. Oponentele Arinei sunt obligate să forțeze pe serviciul 2, fiind puse în gardă de returul foarte puternic
al fostei ocupante a locului 2 în lume. Mă mai uitam așa pe comentarii și lumea o vede favorită pe Sabalenka la victorie. Oarecum normal, dacă stăm să ne gândim că are 1.28. Ne putem uita totuși, dacă tot am încheiat această parte a emisiunii legată de tabloul fetelor, în final să vedem cum arată în zona de speciale cotele la câștigătoare turneu, pentru că s-au schimbat niște lucruri după victoriile de azi noapte pentru Rybakina și Azarenka. Iată, acum Rybakina e cea favorită. Înaintea confruntărilor de azi noapte, Rybakina avea 3.90 la câștigarea titlului. Acum are 2.25, Sabalenka nu, 1.35, merg în continuare pe această idee, însă e un pariu pe care vă recomand să-l plasați împreună cu alte meciuri, nu solo la 1.35. Azarenka avea 50 la începutul turneului, acum a ajuns la 5, Pliskova 10 și Vekic și Linet cred că pot fi scoase din ecuație. Cum ți se par cotele în acest moment, Gabi? A scăzut mult față de cât avea Azarenka la un moment dat. Avea cotă 50. Nu m-am uitat după primele două tururi atunci. Da, exact asta am spus și eu acum 20 de secunde. Dar eu mă gândeam, poate ne dai și tu părerea despre vreun pariu acolo. Mie mi-ar plăcea să câștige Azarenka și aș vrea o finală cu Pliskova, așa mai old school. Așadar, părerile sunt împărțite. Eu consider că Rybakina e principala favorită. Gabi ține pumnii victoria Azarenka. Voi aveți acolo 6 opțiuni de pariere și în funcție de favorita voastră vă veți decide. Oricare dintre ele aduc un profit important. Vedem, cea mai mică cotă e deja de 2.25. Vă dublați și ceva investiția. Mâine vor fi și mai clare lucrurile după ce se joacă și ultimele două sferturi de pe tablou. Mergem în întrecerea băieților pentru meciurile din această noapte. Mai întâi Djokovic cu Rublev, o partidă în care Novak e mare favorit. Vedem, are 1.14 la victorie. A ajuns să aibă 1.45 la câștigarea turneului. Rublev, de cealaltă parte, cu un sfert de finală pe care îl căuta și noi îl așteptam cam anul trecut aici la Melbourne, în 2022, învins de Marin Cilic destul de devreme. Acum reușește să treacă de adversari puternici, să nu uităm, i-a eliminat pe Evans și pe Rune. Rublev cu un serviciu bun, cu o medie excelentă de ași, toate ar sta în picioare dacă nu l-ar întâlni pe Djokovic. Toate am stat în picioare dacă nu l-ar întâlni pe Djokovic și dacă n-ar fi avut acel meci epuizat în fața lui Holger Rune în turul anterior, când Rune a avut break la un moment dat în față în setul decisiv. A avut 5-0 în tie-break, da. După aia i-a salvat două mingi de meci la rând lui Rublev. Mi-aduc aminte de acel passing de reverb la 9-8 pentru rus pe serviciul rusului. A fost un meci epuizant pentru Rublev, atât fizic cât și mental, și de aceea nu știu dacă va reuși să-i facă față în felul lui Novak Djokovic, care l-am văzut cu Alex de Minaur, într-adevăr, un adversar sub Rublev, sub ceea ce poate fi și ceea ce ar fi putut fi Andrei Rublev într-o formă mai bună, fizică, mă refer. Dar nu cred că va mai fi o emoție pentru Djokovic în acest meci. Aia vreau să spun că meciul cu de Minaur a părut că nu mai are absolut nicio problemă, nicio fel de accentare, chiar dacă uneori se mai întindea cumva și simțea că are o jenă acolo în zona coapsei stângi, care e și bandajată. Rublev are o misiune extrem de complicată în fața lui Novak Djokovic și am putea merge în zona de pariuri speciale din finalul ofertei. Acolo procentaj la serviciu pentru Novak Djokovic. Primul serviciu are puncte câștigate, vreo 70 și ceva la sută. Novak Djokovic 78. Este totuși un procentaj destul de mare. Nu ți se pare? Practic, da. Peste 3 din 4 n-ar fi suficiente, ar trebui undeva 8 din 10. Cam da, și atunci nu văd să reușească să ajungă atât de sus cu procentajul, mai ales că mă aștept să curgă meciul totul în direcția lui Djokovic și vor avea momente de relaxare pentru sârb. Sub 78,5% puncte câștigate pe prima mince pentru Djokovic, un pariu recomandat de noi, cotă de 1.85. De asemenea, avem super avantaj și la aceste partide. Dacă pariați pe unul dintre jucători,
Acesta câștigă un set cu 6-0, indiferent ce se întâmplă în restul partidei. Pariul este unul câștigător și am avut câteva seturi de 6-0 pe durata turneului. În ultimele meciuri nu prea, pentru că valorile sunt din ce în ce mai apropiate. Mergem și la ultima partidă pe care o trecem în revistă. Nu e ultima partidă care se joacă. Din punct de vedere cronologic, e prima nopții. Ben Shelton împotriva lui Tommy Paul, un duel al americanilor. Cu siguranță șefii tenisului din Statele Unite sunt extrem de încântați. Ambii jucători vor fi în top 50 după această competiție din Australia și, ba mai mult, de lunea viitoare Statele Unite se vor putea lăuda cu 10 jucători în top 50, un lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte multă vreme. Ben Shelton a făcut o mulțime de meciuri bune, a produs și câteva surprize. Îl vezi capabil să treacă și de Paul? Nu. Nu îl văd să treacă și de Paul. Mi se pare Paul mai solid, mai complet în momentul de față, mai experimentat și cred că se va impune. Pare mai pregătit mental să ajungă într-o semifinală de Grand Slam decât Ben Shelton. Ben Shelton, care a avut nevoie de 5 seturi și în partida de debut în fața chinezului Zhang, dar și în cea din optimile de finală cu Wolf. Tinerețea e de partea lui, condiția fizică e una foarte bună, serviciul îl ajută de asemenea, însă Tommy Paul are o experiență mult mai bogată și ar trebui să profite de această șansă. N-are în fiecare turneu ocazia să facă pasul spre semifinalele unei competiții de mare șlem și să întâlnească un astfel de adversar. Mie mi se pare că cumva acești americani din partea asta de jos a tabloului din ultimul sfert mi-aduc aminte un pic de tenis Sandgren când a mai ajuns el în faze avansate la Australian Open. Cumva li s-a eliberat și tabloul, va trebui să arate în continuare că merită să fie aici și în alte turnee, ceea ce Sandgren, de exemplu, nu a făcut-o. Cu siguranță Tommy Paul e favorit în acest duel, însă câștigătorul acestei partide va avea o misiune extrem de complicată. Fie că e vorba de Rublev, fie că va fi, după cum ne așteptăm noi, vorba de Novak Djokovic. Haideți să vedem și aici câteva pariuri. Minimum set Ben Shelton are o cotă de 1.40, cotă destul de mică față de ce ne așteptam, deoarece Tommy Paul pare să fie favorit. Mergem pe minus 1.5 seturi, victorie Tommy Paul, la o cotă, vedem, mult mai atractivă, 1.75 acolo pentru Tommy. Și el, un junior de succes, i-a luat ceva vreme să obțină performanțe importante în circuitul ATP, dar încet încet urcă acolo în top 30 și își va păstra o poziție importantă. La nivelul așilor, haideți să ne uităm și acolo. Ben Shelton are un barem de 12 ași, Tommy Paul de 11. Îi servește Shelton? Dacă are timp. Depinde cât de repede pierde. Când noi mergem pe ideea unei victorii a lui Tommy Paul și atunci dacă va reuși Paul să se impună în 3 seturi, nu știu dacă va reuși Shelton să dea acei 13 ași, minimum 13 ași de care are nevoie pentru a depăși acest barem. E complicat pentru că dacă nu vor merge lucrurile în direcția sa, s-ar putea ca la un moment dat nici să-și pierde și încrederea în serviciu și să avem un under eventual. Păi și Tommy Paul acum a ajuns la 11 ași cu Bautista, însă în general nu are chiar atât de mulți, de aceea îți spun cum facem. Mergem pe sub total ași în meci. Vedem acolo baremul de 24, 1.85, o cotă excelentă care poate să iasă liniștit chiar și în 4 seturi. La 5 seturi cred că am avea mici probleme, dar vom urmări evident ce se întâmplă. Nu ne gândim la 5 seturi, după cum am spus și mai repede. S-a ajuns în acel moment anticipat de Gabi, e 5-4 pentru Stefanos Tsitsipas și adversarul său servește pentru a prelungi partida. Pentru cei care n-au apucat să vadă ce s-a întâmplat până acum, la 3-3 Tsitsipas a servit și a fost 0-40, dar Leheșca n-a făcut break-ul. Aici e 30 egal. Dacă reușește să se impună pe retur Tsitsipas, închide acest match cu 3-0 la seturi.
Până acum n-am văzut foarte clar. Nu știu dacă și-a pierdut vreodată serviciul, nu? Nu. 8 per 8. 8 minci de break din 8 salvate de Tsitsipas. De cealaltă parte, nici Leheșca n-a cedat decât un singur game pe retur. Și acum, mince de meci. Vedem dacă Tsitsipas ne face bucuroși. Pentru că avem, să nu uităm, sub 10,5 game-uri în setul 3. E acum ori niciodată. Dacă nu face break-ul, pariul este pierzător. Stăm să vedem ce se întâmplă. Nu plecăm niciunde. Nu. Stăm aici să vedem, iată, și acolo. Practic, noi am pariat la 1.57 acum ceva vreme și Tsitsipas are acum 1.40. Serviciul al doilea. Da, a scăzut cota. E presiune, clar, pe cehul Leheșca. Nu s-a mai aflat în astfel de situații într-un turneu de mare șlem în care să întâlnească un astfel de adversar și s-a încheiat partida. Cu un rever în fileu al lui Leheșca. Iată cum am început această emisiune cu un pariu câștigător, acela recomandat la în secțiunea live. Și de asemenea sperăm să încheiem cu pariuri câștigătoare. Avem fiecare câte 5 recomandări pentru ziua de miercuri de la Australian Open. Până atunci mergem însă la rubrica Not Too Bad, acolo unde, ca de obicei, vă prezentăm câteva informații extrem de importante din lumea tenisului. Mai întâi ne descrețim frunțile cu gafa făcută de Novak Djokovic. Întrebat despre Stefanos Tsitsipas la conferința de presă, Djokovic a spus că grecul e un jucător foarte bun care ajunge în fazele finale ale turneelor de mare șlem, însă nu își aduce aminte să fi ajuns într-o finală. Exact. A, nu e primul care face astfel de gafe, de Djokovic. Am întâlnit-o și la alți mari jucători în trecut. Și până la urmă a fost corectat imediat de jurnaliști. I-au spus Novak, l-ai învins în finala de la Roland Garros pe Stefanos și toată lumea a început să râdă și a recunoscut greșeala Djokovic. Fază amuzantă de la conferința de presă. Lena Rybakina, vă spuneam în startul emisiunii despre statisticile impresionante la serviciu. Iată, are 29 de ași în acest turneu din Australia. Cei mai mulți în această competiție, nicio altă jucătoare nu se poate lăuda cu mai mulți ași și de asemenea, în celelalte trei participări la Melbourne, Rybakina nu ajunsese în total la 29 de ași, un progres impresionant pentru jucătoarea din Kazakhstan. E și peste Ace Queen. Da, la acest capitol chiar. Rublev a ajuns în a șaptea oară într-un sfert de finală într-o competiție majoră, mai multe decât Daniil Medvedev, evident cu naționalul său, cu un CV mult mai bogat, fost ocupant al locului întâi în lume, câștigător la US Open și dublu finalist la această competiție din Australia. Însă e o statistică de constanță, cumva, da. Rublev acum e peste Medvedev, principalul rus din clasamentul ATP, dar cred că a dat toate cele 7 sferturi de finală pe un titlu de Grand Slam oricând. Și dacă n-ar trebui să-l întâlnească pe Djokovic, cu siguranță ar fi mult mai fericit. Și noi vom vedea aici o fază frumoasă, Agnieszka Radwanska, haideți să o vedem. Turneul legendelor, să precizăm asta. Un underarm service din partea Agnieszka Radwanska, o sportivă care ne-a delectat timp de aproape două decenii cu jocul ei variat, cu deplasare excelentă în teren și cu aceste unghiuri extrem de greu de oprit în zilele ei bune, Agnieszka Radwanska. Și ultimul tweet, Victoria Azarenka a ajuns la 153 de victorii pe tablourile principale în turneele de mare șlem, odată cu succesul obținut în această dimineață în fața Jessicai Pegula. Acum a urcat pe locul 13 all-time, o egalează la acest capitol pe Martina Hingis, fosta mare jucătoare din Elveția, ocupanta locului întâi în lume și multiplă campioană în competițiile de mare șlem. Hingis n-a reușit să se impună la Roland Garros.
însă câte cel puțin un titlu la fiecare din celelalte trei competiții importante. Și cam asta a fost și cu rubrica Not Too Bad, iar acum vom trece la pariurile recomandate. Am avut o cotă de 9,90, haideți să vedem cum stăm. În pariurile mele de luni am avut 4 pariuri câștigătoare și unul pierdut, e vorba de Victoria Azarenka peste 1,5 aș, în condițiile în care jucase de 4 ori cu Pegula, de fiecare dată a avut cel puțin 2 aș, acum n-a reușit niciunul. Din păcate, acela a fost singurul meci pierdut, însă dacă ați urmat recomandarea mea și a jucat sistem la minus 1, cu siguranță ați fost într-un profit cât de mic acolo, dar tot a fost mai mult decât miza investită. Mergem la cele 5 meciuri, vă spuneam, încep cu un duel din proba de dublu. Goff și Pegula eliminate de la simplu, acum se pot concentra pe dublu și de ce n-ar face-o? Sunt în sferturile de finală, mai au nevoie de doar 3 victorii pentru a cuceri titlul. Chan și Yang, înainte să ajungă în această întrecere din Australia, au avut 6 înfrângeri în ultimele 7 meciuri, așadar merg pe Goff și Pegula, ambele cu un joc foarte bun și de pe linia de fund, dar și de la fileu. Sabalenka Vekic, un 1.70 peste 5,5 aș pentru Sabalenka. Noi așteptăm sau anticipăm un meci strâns, nu se va încheia foarte rapid, astfel că Sabalenka va avea timpul necesar pentru a reuși acești ași. În ultimele 2 partide directe cu Vekic a avut 9, respectiv 11 ași, așadar ar putea să depășească acest barem fixat de Superbet 5,5. Shelton cu Paul, a mers pe Tommy Paul sub 2,5 duble greșeli, mai experimentatul american dintre cei doi e foarte tare la acest capitol, al dublelor comite foarte puține. Într-un meci de 3 ore cu Bautista, în 4 seturi a avut o singură dublă, aici nu-l văd să forțeze în fața lui Ben Shelton și recomand cu încredere 1,85 sub 2,5 duble greșeli pentru Paul. Rublev cu Djokovic, anticipez un succes destul de clar pentru Novak, a mers pe un barem de sub 39,5 game-uri. În cazul în care Rublev câștigă un set, am putea oricum să prindem acea cotă de 1,53, pentru că mă aștept ca unele seturi câștigate de Djokovic să fie dezechilibrate, astfel nu vom ajunge în total la 40 de game-uri per partidă. Și în final am mers într-o competiție Challenger din America de Sud, pe zgură, Colarini cu Varias. Colarini vine într-o formă bună, a câștigat un titlu săptămâna trecută, însă are o mare, mare problemă la nivelul încrederii. Atunci când îl întâlnește pe Varias, jocul său nu mai e atât de bun. 7-1 la meciuri directe pentru sportivul din Peru. El a avut o săptămână să se acomodeze cu noile condiții după ce a pus mari probleme lui Zverev la Australian Open. Să nu uităm, l-a condus cu 2-1 la seturi, dar Sasha s-a impus în decisiv. Merg pe jucătorul mai valoros și care are un avantaj consistent în head-to-head. 1.42 victorie la cel puțin 4 game-uri pentru Juan Pablo Varias și în startul biletului vă spuneam o cotă totală de 9.90. Într-adevăr, tu ai mers până la Concepțion în Chile. Să mai variem puțin. Eu am ales să rămân mai mult, să rămân de fapt în totalitate la Melbourne pentru ziua de mâine. Încep cu meciul între Rublev și Djokovic, unde mă gândeam inițial la minus 1,5 setul handicap pentru Novak Djokovic, însă cota mi s-a părut prea mică, așa că am mers la risc. Nu cred că va lua Rublev niciun set și îl va învinge în 3 seturi Djokovic. La Shelton cu Paul, aici am mers pe o cotă mai mică, dar am un pariu simplu, victoria lui Tommy Paul la o cotă de sub 1.40, dar în mod normal ar fi să iasă fără probleme. La Pliskova cu Lineta am discutat asta și când am analizat meciul mai devreme și așa cum am recomandat și atunci, întăresc ideea și spun că Pliskova va avea peste 72,5% puncte câștigate cu primul serviciu în această partidă. Nu mai detaliez încă o dată. La Sabalenka cu Donna Vekic, la fel, discutam și mai devreme, mă aștept ca Sabalenka să înceapă să aibă anumite probleme pentru că nu o văd să țină la nesfârșit acea serie de victorii și serie de victorii minimum de seturi, de aceea că mă gândesc din nou
la adversara sa. Dacă n-a fost Bencic, poate va fi Dona Vekic, care nu e obișnuit enervat cu aceste faze speriale la Grand Slam-uri, dar mă gândesc că nu va juca cu multă presiune și va reuși să ia un set Arinei. Iar ultimul meci este cel dintre Aoyama și Shibahara la dublu contra Ledole, Aid și Kalinskaya. Zic că se vor impune japonezele, cota mi se pare foarte bună, 1.60. Dacă stăm să ne uităm la totalul acestei cote, e destul de mare, 16.62, în ciuda acelei cote foarte mici pentru Tommy Paul la victorie în fața conaționalului sau Ben Shelton. Vă puteți inspira în continuare în Super Social, găsiți pariurile recomandate în această emisiune, vedem și unele recomandări cu cotă mai mare, altele cu cotă mai mică. De asemenea, puteți trece în revistă fiecare meci analizat la Super Tennis și evident așteptăm în continuare comentariile voastre pe canalul de YouTube, acolo unde sperăm să vedem cât mai multe pariuri câștigătoare, cât mai multe reușite. Ne întreabă aici Gelu, hai Gabi că îți pasezi ție pe final de emisiune. Gelu ne întreabă, o vedeți în finale pe Bielorusă? O bate Azarenka pe Rybakina? Da. Așadar, părerea lui Gabi Ilcu e victoria Azarenka. El și speră, e implicat în toate modurile posibile pe acest pariu. Și cam asta pentru astăzi. Vă aștept și miercuri, de fapt vă așteptăm în aceeași formulă și miercuri de la ora 14 la Super Tennis. Până atunci nu uitați de pagina de Facebook We Love Tennis, acolo vă puneți la curent cu toate veștile importante din acest sport minunat. O zi plăcută, la revedere!